trebuie liniște, că-i curir. Ștei-ta boher, ștei-tun trah, trah-tun trah, ta-ganțe-nah. Vimen-țunemen, inet-farșemen, vimen-țunemen, inet-farșemen. Tumbala, 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 tumbala laika, freiling zolzai. Meidl, meidl, ich will dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen im Regen, wo's kann brennen, inne auf Herren, wo's kann weinen, weinen und tränen. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, spielala laika, tumbala laika, tumbala laika, spielig soll sein. Narrischer Bocher, wo's das die Fregen, a Harz kann weinen, weinen und tränen, a Liebe kann brennen, Inet of Herrn, a Stein kann wachsen, wachsen und regen. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spiel bala laika, tumbala. Merci. Una dintre sărbătoarele vesele ale iudaismului, prea multe motive de veselie, din păcate, nu avem, din cauza situației pe care o cunoaște toată lumea, dar noi suntem aceia care ținem de tradiție, ținem de sărbătorile noastre, ținem să ne simțim bine atunci când ne întâlnim și pentru care vă mulțumesc și echipei care a format, a procesat lucrurile și s-a pregătit pentru toate cele trebuincioase. Îmi cer iertare pentru scăpări, dar întotdeauna am emoții când mă adresez unor prieteni, unor enoriași pe care îi cunosc foarte bine. Pentru început, domnul Adrian Pel va proceda la rugăciunea de Minha, după care, în câteva cuvinte, o să subliniem importanța sărbătorii noastre de astăzi, după care, desigur că se va citi Megilat Ester, așa cum se cere de fiecare dată să se citească și să se ia aminte despre cele întâmplate, bineînțeles, acum 2300 de ani. Articol foarte, foarte interesant, scris de profesorul Asher Shafrir, în legătură cu această carte a Esterei, despre ciudățenile care se găsesc în ea, despre minunea respectivei povești pe care cam toată lumea o cunoaște, deoarece face parte integrantă din Vechiul Testament, așa încât și prietenii noștri iudeo-creștini, creștini și de alte confesiuni, cunosc povestea și cunosc Vechiul Testament, dar ne atrage profesorul Shafrir atenția asupra unor chestiuni de care, sincer să fiu, nu m-aș fi gândit și nu m-aș fi așteptat. Și anume, zice în felul următor despre Cartea Esterei. Cartea Esterei din Vechiul Testament conține câteva ciudățeni. În primul rând, numele lui Dumnezeu este absent, cu toate că prezența lui se simte, cartea fiind plină de minuni.
Ciudată este și nepăsarea autorului față de asimilarea masivă a evreilor în mediul persan în care trăiau. Așa. Povestea se petrece în zilele de Pesach, însă sărbătoarea nu este amintită. Din această cauză și din multe altele a fost o dispută îndelungată între înțelepții din Talmud dacă să introducă această carte în canonul Vechiului Testament sau Talmudul Babilonian, tractul Megillah 7, fila 6. Cartea Esterei să fie oare un document istoric sau o legendă din Orientul Antic? Deci sunt niște întrebări deschise, practic, pentru cercetători, pentru cei care doresc să cunoască, cei care doresc să aprofundeze chestiunea respectivă. Și foarte surprinzător, la sfârșitul articolului său, profesorul Shafri spune în felul următor. Am să închei cu o întâmplare petrecută acum 3 ani. După o prezentare în limba engleză pentru studenții de la litere la Universitate din România, a venit la mine un student din Iran, care învăța în România. Aflând că sunt din Israel, mi-a povestit că el este din orașul Shush, identificat cu orașul Shushan din Cartea Esterei. El cunoștea bine cartea și mi-a povestit că toți locuitorii orașului cunosc povestea. Mi-a arătat chiar poze din oraș cu statui ale personajelor, mai ales cu Estera și cu Mardoheu. Deci nu are importanță dacă povestea Esterei este adevăr istoric, legendă sau chiar ficțiune, dar ea trăiește nu numai în ritualul iudaic, ci și al altor popoare, de la extremiștii șiiți iranieni și până la amatorii de cabala, cum ar fi Madonna, care a primit ea însăși numele evreiesc de Esther. Deci sunt chestiuni discutabile, studiabile, pline de curiozitate și de de suspansii, de interes. Va veni mult dispreț și mânie. Dacă împăratul găsește cu cale să poruncească din partea lui și să scrie în legile Perseei și Mediei că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vaști să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasuerus, iar împăratul să dea locul de împărăteasă alteia mai bună ca ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic. Mordehai, ce înseamnă lucrul acesta și pentru ce e? Hatach s-a dus la Mordehai pe stradă în fața porții împăratului. Și Mordehai a istorisit tot ce i se întâmplase și a spus de suma de argint pe care o făgăduise Haman cu o vada misteriei împăratului în schimbul omorârii evreilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Șușan în vederea nimicirii lor ca să o arate Esterei și să-i spună totul și a poruncit ca Ester să se ducă la împărat și să roage să salveze poporul său. Hatach a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mordehai. Ester l-a trimis pe Hatach să spună lui Mordehai. Toți slujitorii împăratului și popoarele din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Scapă cu viață numai cel căruia îi întinde împăratul toiagul, lui împărătesc de aur și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Și i-au spus lui Mordehai cuvintele Esterei. Mordehai a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți evreii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru evrei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca asta ai ajuns la împărăție. Ester a trimis să-i se spună lui Mordehai. Du-te, strânge pe toți evreii care se află în Șușan și postiți pentru mine.
fără să mâncați și fără să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti împreună cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Împăratul și Haman au venit la ospăț la împărăteasa Ester. Împăratul i-a spus Esterei și în a doua zi de ospăț, care este cererea sa, împărăteasă, care este cererea ta, împărăteasă Ester, și îți va fi împlinită și ce dorești, chiar de ce jumătate din împărăție o vei căpăta. Împărăteasa Ester a răspuns și a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul să-mi dea viață, iată cererea mea și cruță-mi poporul, iată dorința mea. Eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, uciși și distruși, măcar de am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea înlocui pierderea făcută împăratului. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărătesei Ester, cine și unde este acela care a îndrăznit să facă asta? Ester a zis, un bărbat vrăjmaș și inamic, Haman, răul acesta. Și Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Și împăratul în mânia lui s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grabă în casa în grădina casei împărătești. Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Ester, căci vedea că pierderea lui era decisă și în mintea împăratului. Îmi pare rău că nu sunt alături de voi. Regret că nu pot gusta gustările tradiționale alături de voi. Dar să sperăm că în curând o să-mi fac prezența și voi reuși să revin în rândurile voastre și să vă îmbrățișez pe toți. Vă mulțumesc pentru toată activitatea pe care o faceți la comunitate și pentru membrii comunității, dar și pentru și pentru cei care migranții și fugitivi din Ucraina. Și să sperăm că totul va fi în regulă. Ani purim, ani purim, sa mea cum va vrea, alora amașa na avot lerita rea. La 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 la. Hela purim, hela purim, akutohum tiltaim, poimi lemu va purim, lehodesh lehodafaim. La 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 la. Rabi purim, rabi purim, emornali madua, madua lo yahol purim, pamaim bashavua. La 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 la. Cel mai bun cântec. Evenu shalom alehem. Evenu shalom alehem. Evenu shalom alehem. Evenu shalom, shalom, shalom alehem. Evenu shalom alehem. Evenu shalom alehem. Evenu shalom alehem. Evenu shalom, shalom, shalom alehem. Să fie pace în lume. Să fie pace în lume. Să fie pace în lume. Să fie pace, pace, pace pe pământ. Le den obiche velete. Le den obiche velete. Le den obiche velete. Le den obiche, biche, biche,
belete. Rishrushel ha